Creșterea pensiilor, motiv de scandal la o conferință de presă din sectorul 6 al capitalei, unde un pensionar a bruiat declarațiile ministrului muncii, Violeta Alexandru, președinta PNL București, și a strigat, printre altele, mărește-mi pensia. Conferința de presă a fost ținută în aer liber de Violeta Alexandru și de liderul PNL sector 6, Ciprian Ciucu. Liberalii spun că bărbatul și alți câțiva pensionari care au venit la conferință au fost trimiși de reprezentanții PSD. În direct cu noi este doamna Violeta Alexandru, ministrul muncii, președinta PNL București. Doamna ministru, bună ziua, mulțumim pentru că sunteți cu noi. Bună ziua, dumneavoastră și celor care ne ascultă. Mulțumesc în primul rând pentru că ați făcut precizarea că am calitatea de președinte al organizației PNL București, pentru că, într-adevăr, evenimentul de ieri era susținut în această calitate și mulțumesc pentru precizare. Ați reușit să vorbiți cu bărbatul respectiv? Ați vorbit cu el între patru ochi? Știți cine este și de ce a reacționat așa cum a reacționat? Eu, deși am informații din care rezultă, confirmate de colegul meu, Ciprian Ciucu, din care rezultă faptul că PSD sector 6, și nu mă miră cunoscându-l pe liderul PSD de la sectorul 6, pe Gabriel Mutu, nu mă miră că ar putea apela la asemenea tactici, cunoscând faptul că există o legătură între PSD și trimiterea domnului, agitarea lui ca să poată să facă atmosferă la conferință. Să știți că eu nu judec pensionarii după simpatiile politice. Pentru mine acești oameni sunt oameni greu încercați, în sensul în care, într-adevăr, nivelul pensiilor nu acoperă tot necesarul pe care l-au și îi tratez cu respect indiferent de simpatiile politice. Prin urmare, nu doar că la respectiva conferință, deși m-a amenințat cu moartea, deși era extrem de agitat, lucru pe care văd că îl regretă din declarațiile pe care le-a făcut în a doua parte a zilei de ieri, eu am avut o discuție cu dânsul și la fața locului. La finalul discuției eu zic că s-a liniștit și că a înțeles argumentele mele și suntem acum, echipa mea este în proces de a-l căuta. Am avut o dimineață mai aglomerată pentru că am o discuție cu omologii spanioli pe probleme legate de pensiile internaționale și imediat ce voi putea, voi și, dacă acceptă domnia sa, bineînțeles, voi și programa o discuție. Repet, am avut-o și la fața locului. Eu sunt un om căruia nu-i plac, adică nu sunt genul care să urle, care să agreseze verbal pe cineva. Eu cred că prin felul meu de a fi, prin argumentele pe care le-am adus, l-am convins pe domnul respectiv să se liniștească, lucru care se vede și în filmarea respectivă, și bineînțeles i-am propus să discutăm așa cum era și normal, pentru că eu răspund la telefon, am, cum se numește în sistemul public, audiențe, adică mă întâlnesc cu fiecare persoană care îmi solicită o întâlnire și așa i-am și propus civilizat să discutăm împreună. V-a cerut... calm, fără injurii și fără jigniri. V-a cerut să-i măriți pensia. Firește că există această întrebare în rândul pensionarilor și nu numai, majorarea pensiilor, dacă va fi posibil și cu cât. Așa este și noi ne-am angajat că aceste pensii vor fi mărite. Nu știu exact care este situația domnului, să știți că acest mesaj al nevoii de a mări pensiile este clar auzit de către guvern și este auzit în sensul puterii de cumpărare și al nevoii evidente a acestor oameni pentru creșterea pensiilor. Să știți că diferența între noi și PSD este că noi nu suntem populiști. Ceea ce ne costă este adevărat, dar dacă PSD vroia să mărească pensiile, să știți că o făcea luna următoare față de momentul în care au dat această lege. Prin urmare, eu sunt într-o funcție publică, este normal ca oamenii să mă evalueze, să mă judece. Dar ei trebuie să știe că dacă există cineva populist în țara aceasta, dacă există cineva care se întreține politic din promisiuni, fără să facă lucruri concrete, atunci PSD este răspunsul la această întrebare. Nu am de gând să fiu populistă, nu vreau să arunc cu procente, să fie așa, să mie mi-ar plăcea așa. Eu vreau să lucrez cu echipa Ministerului Finanțelor și să vedem care sunt posibilitățile în acest moment după această perioadă de pandemie în care economia a fost greu încercată. Prin urmare, da, vor crește pensiile. Pe de altă parte, trebuie să știți că spre mine vin pensionari, repet, cu serioase probleme de a-și acoperi nevoile
de întreținere, de mâncare, de medicamente. Când ajungi la o anumită vârstă, în mod evident, genul acesta de nevoi cresc, adică ai nevoie să cheltui mult mai mulți bani pe medicamente, pe doctor, înțeleg foarte bine aceste lucruri. Nu sunt ruptă de realitate. Pe de altă parte, trebuie să fiu corectă până la capăt și să spun că, deși toată lumea are nevoie de o creștere a pensiilor, aceste creșteri nu pot să corecteze, dacă vreți, o situație de activitate de-a lungul vieții, în sensul în care, în mod evident, există diferențe. Nu mă refer la cele speciale cu privire la care m-am pronunțat și, cum știți, nu sunt deloc un susținător al pensiilor speciale. Sunt un om care consideră că doar pe bază de contributivitate trebuie calculate pensiile. Și ca atare, cineva care nu a avut o activitate continuă în perioada activă, cineva care a avut un salariu mic și contribuții mici pentru pensii, în mod evident va avea o pensie mai mică decât o altă persoană care a muncit mai mult și a contribuit mai mult. De ce cifre depinde majorarea pensiilor? Poftiți? De ce cifre depinde majorarea pensiilor și când am putea afla dacă vor fi majorate și cu cât? Spuneați că vor fi majorate. Da, bineînțeles. Știți foarte bine că într-o decizie privind pe acest subiect, prima sursă de informații vine de la Ministerul Finanțelor, instituția care are diagnoza încasărilor la buget și are evaluarea corectă a situației financiare și a resurselor bugetare. A spus-o și premierul, a spus-o și colegul meu, domnul ministru Câțu, nu este nicio fugă de responsabilitate sau o tendință de a ne ascunde, ci este o abordare corectă, bazată pe o estimare clară a posibilității, pe de altă parte, de menținerea creșterii și în următorii ani. Ar fi o tragedie să faci măriri peste posibilitățile pe care le ai, după care să revii și să ajungi la tăiere. Așa ceva, după părerea mea, ar fi o tragedie și nimeni nu-și dorește. Prin urmare, Ministerul Finanțelor Publice, în foarte scurtă vreme, având în vedere că are obligația, conform legii responsabilității fiscal-bugetare, ca la jumătatea anului să prezinte o evaluare a situației bugetului, ne va indica poza corectă a situației încasărilor la buget în acest moment. Știm că guvernul a atacat la CCR proiectul privind dublarea alocațiilor de la 1 august, spunând că nu există surse de finanțare prevăzute în proiectul respectiv. Dacă decizia CCR pe care o așteptăm zilele acestea va fi nefavorabilă guvernului, avem bani pentru dublarea alocațiilor din august? Nu eu sunt cea care vă răspunde cu privire la situația bugetului și nici nu sunt genul care să speculeze sau să vorbească necunoștință de cauză. La întrebările dumneavoastră legate de resursele pe care le are în acest moment bugetul, trebuie să vă adresați Ministerului Finanțelor. Nu înseamnă că nu avem cu toții responsabilitatea, toți miniștrii, să raționalizăm cheltuielile, să facem tot ce omenește posibil pentru ca resursele la buget să fie cât se poate de bună pentru plata serviciilor, pentru plata drepturilor oamenilor, dar cea mai bună informație în această privință obțineți de la Ministerul Finanțelor. Apropo de conferința care a avut loc ieri, doamna ministru, în aer liber, Ciprian Ciucu, desemnat de PNL Sector 6 pentru primăria Sectorului 6, este candidatul liberalilor, Ciprian Ciucu, pentru primăria Sectorului 6 și este el susținut și de USR Plus, pentru că sunt foarte multe informații cum că de fapt ar exista tensiuni și neînțelegeri în legătură cu candidaturile comune la sectoare. Întrebarea fiind? Dacă Ciprian Ciucu este candidatul liberalilor la primăria Sectorului 6 și dacă este susținut de USR Plus? Suntem în perioada de desemnare, într-adevăr, a candidaților. Astăzi, când mă întrebați, este o competiție internă care va fi validată atât de structurile politice de la nivelul PNL București, cât și de Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal. Există o procedură care începe cu îndeplinirea criteriilor, la care am ținut foarte mult. Cred că este, poate nu fi singura dată, dar este printre puținele dăți când în organizația din București
ăștia Partidului Național Liberal, desemnarea candidaților s-a făcut pe baza unei proceduri care valorizează integritatea, pregătirea profesională a candidaților, disponibilitatea lor de a face opoziție la PSD, pentru că nu mă interesează oameni fricoși, și Ciprian, în mod evident, îndeplinește multe din aceste criterii. Această competiție internă nu s-a finalizat, după care urmează validarea de către forurile statutare. Pe de altă parte, într-adevăr, suntem în discuții permanente cu ceilalți colegi de la celelalte partide din opoziția de astăzi, de la PSD în capitală. Eu am spus-o de fiecare dată când i-am contactat pe colegii mei, pentru că îmi doresc foarte mult să existe această coaliție în București împotriva PSD. Trebuie să fim conștienți că în capitală lucrurile sunt într-o continuă degradare. Să ne concentrăm pe ce ne unește mai mult decât pe ce ne dezbină și ce nu ne place. Și eu am lucruri care nu-mi plac și încolo și încoace, dar asta nu înseamnă că nu am responsabilitatea față de toți cei care au încredere în noi, să trec peste ele și să fac o coaliție pentru binele bucureștenilor. A nu ajunge la acest rezultat înseamnă o responsabilitate enormă. Bucureștiul se degradează pe zi ce trece. A lăsa PSD în continuare este o tragedie, vă spun direct. Văd potențialul acestui oraș, văd ce se poate face, văd în alte capitale ale lumii, se poate face și la noi, dar nu cu oameni care și-au făcut găști, care consideră că bugetul public, banii oamenilor sunt la cheremul lor, nu cu firme care căpușează resursele publice. Nu așa se poate face treabă. Iar eu, care am avut niște rezultate la Ministerul Muncii, vă spun cinstit, oricât de imposibil pare, se poate, chiar se poate. Prin urmare, îmi doresc să existe o înțelegere politică la nivelul Bucureștiului a partidelor de opoziție și sigur că în orice negociere punem pe masă toate argumentele. În ceea ce mă privește, eu pun pe masă argumentele cât mai obiectiv posibil. Nu implic deloc alte elemente decât CV-ul persoanei, competență, în mod evident suportul pe care îl are în rândul cetățenilor din sector, pentru că facem și o serie de măsurători, așa cum este firesc, pentru a lua o decizie corectă. Există tensiuni acum? Acestor discuții. Există tensiuni? Există tensiuni între PNL și USR Plus în privința candidaturilor comune la sectoare? Nu le-aș numi tensiuni. Cel puțin eu v-am spus, eu nu sunt un om care să creeze tensiuni, eu vreau să fac treabă. Aș vrea să fac treabă și mă uit la mai mult elemente, nu mă uit doar la cine îmi place și cine nu-mi place, că dacă avem această abordare e și dificil de ajuns la un rezultat. Eu mă uit la alte elemente, cum ar fi profilul candidatului, integritatea acestuia, capacitatea de a face treabă în administrația publică, ceea ce, credeți-mă, după această experiență la minister și după cea din 2016, mi-am dat seama că ea contează foarte mult. Deci mă uit la câteva elemente foarte clare. Nu am ajuns absolut deloc la nicio tensiune. Nu, eu nu percep așa lucrurile, cel puțin eu nu sunt un om care să genereze tensiuni, sunt un om concentrat pe obiectivul final și care înseamnă înlăturarea PSD din capitală. PSD nu are ce să caute la conducerea Bucureștiului. Bucureștiul este un oraș care a căzut captiv în mâinile acestei găști și acesta este obiectivul meu, să scot PSD-ul de la conducerea capitalei și a sectoarelor, lucru în care văd că sunt ajutată și de modul agresiv în care PSD se comportă la toate evenimentele noastre publice. Nici nu putem să vorbim pentru că apar agitatori dacă nu ne înjură, ne bruschează. Adică sunt toate aceste lucruri vă arată un PSD panicat. Și e clar că în ceea ce ne privește, prin seriozitatea noastră, am reușit să atragem atenția bucureștenilor că suntem dispuși să facem treabă. Și apropo, profit de ocazie să le spun celor care au fost dezamăgiți în sectorul 6 de conduita PNL în trecut, că le cer scuze și îmi pare rău. Îmi asum, eu sunt de 2 ani în Partidul Național Liberal, îmi asum trecutul, n-am fost acolo ca să știu ce s-a întâmplat, nici Ciprian Ciucu, dar îmi pare rău, îmi cer scuze și sper să ne dea o nouă șansă ca să vadă că putem face treabă. Sunt și informații că dumneavoastră veți fi prima pe lista PNL pentru consilierii generali la alegeri. E adevărat? Nu obișnuiesc să comentez informații pe surse, să știți. Eu când am ceva de spus, spun. Sunt președintele PNL București. Eu sunt omul care lucrează cu echipa. Dacă echipa nu simte că sunt alături de ea, în mod evident nu se implică corespunzător. Pe de altă parte, îmi doresc
știu că putem să scoatem PSD de la conducerea capitalei. Prin urmare, voi lua împreună cu colegii mei cea mai bună decizie. O să văd și funcție de ieșirea Gabrielei Firea, pentru că eu asta prevăd, ca să vă spun direct, că nu va mai fi susținută până la capătul campaniei. Voi lua o decizie și funcție de evoluțiile din PSD, dar oricum, indiferent de unde sunt și ce fac, vreau să știe bucureștenii că rămân implicată în tot ce se va întâmpla cu Partidul Național Liberal, consilierii generali, cu consilierii de sectoare, cu primarii noștri în perioada următoare. Eu nu mă opresc niciodată, așa cum am făcut și în recalcularea pensiilor. Am ajuns, de exemplu, la zero cu dosare întârziate, dar asta nu înseamnă că mă opresc. Și un managementul meu este axat pe un rezultat continuu și ca atare, de-abia de acum sunt mai atentă la casele de pensii, să nu care cumva să creadă că am avut doar un obiectiv de imagine și după care nu mă mai interesează. Și putem... Așa și ceea ce îi privește pe colegii mei. Și voi fi foarte implicată să-i văd serioși la treabă în mandatul următor. Și putem spune cert că din septembrie se majorează pensiile. Avem o reală determinare să crească pensiile. Declarațiile pe această temă le vom face împreună Ministrul Finanțelor pe baza evaluării pe care o mare pregătire fiind jumătatea anului și le mulțumesc tuturor celor care, deși au așteptat de la mine date, și-au dat seama că nu sunt omul care să arunce informații în spațiu public, ci vorbesc întotdeauna pe cifre concrete și pe date certe pe care are în acest moment Ministerul Finanțelor și pe care le va prezenta. Nemajorarea cu 40%, doamna ministru, poate cu 10%, dar nemajorarea cu 40% credeți că va afecta partidul la alegeri? Să știți că eu în acest moment sunt interesată să aud de la colegul meu exact care este situația bugetului. Eu nu fac genul acesta de politică în care să-mi calculez în primul rând câștigul. Poate că e un minus, poate că, mă rog, nu intru în felul clasic de a face politică. Pe mine mă interesează să fim corecți cu oamenii, mă interesează să le explicăm, să le spunem, să le arătăm, să le explicăm, să aibă toate elementele și să vadă că ceea ce le spunem nu doar cu toată sinceritatea, dar în mod argumentat. Pentru mine este important acest test de sinceritate și de rigoare pe care vreau să-l trecem în dialogul nostru cu pensionarii. Să știți că de promis putem să promitem toți. Credeți că e greu să mă duc acum și într-o săptămână să vin colege care să rămână în istorie? Legea Violeta Alexandru mărește cu 80% pensiile, pentru că la mine ajung foarte mulți pensionari și chiar îmi fac proba greutăților prin care trec. Credeți că mi-ar fi greu să dau o asemenea lege? Asta face PSD diferența între noi și dânsi, este că noi suntem corecți cu oamenii. În ce măsură acest lucru ne va afecta? Cu siguranță nu suntem genul acesta de politicieni care să ne imaginăm că asta este soluția în România și în piață, să minți și să păcălești. Cifrele cum evoluează? Genul de oameni, probabil că cel mai corect este să fim cinstiți. În ce sens? Cum câți, oameni, câți oameni avem în șomaj tehnic în prezent, doamna ministru? Câți oameni și-au pierdut locurile de muncă? În șomaj tehnic, adică având contracte de muncă suspendate temporar, sunt 100.000 de persoane, de la milionul, peste milion, dacă care ajunsese în crizei. Ceea ce vă arată că măsurile guvernului ale Ministerului Muncii luate și puse în practică, pentru că sunt și alte țări europene care au luat decizia acordării sumelor de tipul acesta de șomaj tehnic, dar și acum abia s-au apucat să le plătească. Noi am reușit să le plătim în câteva săptămâni, cu un efort susținut al ANOFM și al ANEPIS. Astăzi avem 100.000 de persoane cu contracte de muncă suspendate temporar. Avem într-adevăr, dar ne adresăm și acestor în continuare, mă scuzați, ne adresăm în sensul în care am păstrat măsura șomajului tehnic până când și își vor relua activitatea. Adică nu îi abandonăm, nu ne oprim cu sprijinul acordat până când prin decizia autorităților se ridică măsura de suspendare și poate să revină în activitate. Și câți români și-au pierdut locurile? Da, ne interesează cei care au revenit în activitate pentru că, și care au perspectiva revenirii și pentru ei am venit prompt cu câteva măsuri de sprijin pentru angajatori ca să-i poată angaja și sunt aceste măsuri
acum disponibile pentru toți angajatorii care au intenția de a angaja persoane, numărul celor care nu mai au niciun fel de contract, pentru că, atenție, din nou, PSD populist vorbește despre milion de oameni fără venit, ceea ce este un fake news clasic PSD. Faptul că discutăm de 800.000, aproape 800.000 de contracte încetate, nu înseamnă că sunt și persoane. E vorba despre contracte, multe cazuri duble, adică dumneavoastră aveți două contracte, nu mai aveți unul, dar n-ați rămas fără niciun fel de venit. Prin urmare, noi nu uităm din perspectiva noastră, ceea ce nu înseamnă că ne bătăm cu apă rece. Eu sunt conștientă că, indiferent de număr, trebuie să facem și mai mult și pun o presiune cu ghilimele de rigoare pe AJOFM-uri să iasă din birou, să meargă în teren și să vorbească cu angajatorii, să popularizeze aceste măsuri, să nu se mai comporte ca niște funcționari care dau un click din calculator și să creadă că așa se rezolvă problemele din piața muncii. Dar astăzi, când discutăm, numărul contractelor de muncă, adică al angajaților activi, este mai mic cu aproape de 14.000 față de începutul acestui an, de exemplu, ceea ce vă arată că situația este serioasă, dar nu este de atât de gravă pe cum prezintă PSD, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să fiu responsabilă, încă o dată subliniez acest lucru, dar cifrele pe care PSD le arată sunt niște cifre folosite în mod intenționat pentru a manipula, pentru că socotesc contractele duble ale aceleiași persoane, adică persoană care are două contracte sau chiar trei contracte, ceea ce nu e același lucru cu o persoană rămasă fără niciun venit. O ultimă întrebare, doamna ministru. O ultimă întrebare și mulțumesc mult pentru că sunteți în direct cu noi. PSD amenință guvernul cu moțiunea de cenzură și se referă și la faptul că pensiile nu o să fie majorate cu 40% din toamnă. Ce le transmiteți celor de la PSD? Dacă vreau să mărească pensiile, o făceau imediat. PSD este o minciună cap-coadă. Este o minciună și o manipulare cap-coadă. În loc să rezolve problemele pensionarilor, așa cum noi am reușit, problemele mărunte, acestea mărunte, dar care au impact asupra vieții oamenilor, cum ar fi pensii calculate cu anumite erori, cum ar fi întârzieri, tot felul de lucruri concrete, care sigur îți cer disciplină și îți cer determinare, dar pe care ei nu le-au făcut. Ei aruncă cu legi. Repet, și eu pot să fac legi în care să măresc de 3 ori pensiile, dar nu aceasta este abordarea sănătoasă pentru această țară și orice om își dă seama de acest lucru. PSD vrea să arate că luptă pentru pensionari, dar în realitate folosește dramele acestor oameni, îi păcălește, pozează în partid care le apără drepturile și când în realitate îi minte, îi păcălește și nu face nimic pentru ei. Eu am preferat abordarea în care să fac treabă și să las în spatele meu pentru fiecare pensionar cât un lucru bun făcut în care el să simtă că i s-a făcut dreptate. Nu mă sperie moțiunea pusă de PSD, eu sunt cu capul sus la Ministerul Muncii pentru că respect pensionarii și am argumente să le spun care este diferența între un ministru PSD populist și care este diferența între un om care își vede de treabă.